cei care vor să petreacă sărbătorile perit vechi în Delta Dunării și nu numai această perioadă de iarnă, unde pot merge să-și petreacă o vacanță sau un weekend prelungit? Chiar dacă județul Tulcea nu reprezintă o destinație predilectă pentru perioada de iarnă, vreau să-i asigur pe toți cei care și-ar dori o altfel de vacanță, că Delta Dunării și județul Tulcea în general poate reprezenta o destinație frumoasă, superbă, pentru a petrece câteva clipe minunate. Județul Tulcea, prin multiculturalitatea care reprezintă, sărbătorește de două ori, și Crăciunul și Anul Nou, atât pe nou cât și pe vechi, iar peste numai puțin de 24 de ore, rușii lipoveni, ucrainienii vor sărbători Anul Nou pe vechi, un moment oportun, spun eu, pentru a primi turiști, pentru a arăta ce înseamnă județul Tulcea, Delta, Munții Măcinului, într-o perioadă superbă de iarnă. Acum, cum să spun, este ceva mai dificil în a menține, dacă discutăm de Delta Dunării, în a menține deschise pensiunile, dar chiar și așa există... Hotelul nostru, complexul nostru hotelier, cuprinde două clădiri, una este de 3 stele, cealaltă de 4 stele. Prețurile la 3 stele pornesc de la 35 de euro camera single până la 110 euro camera apartamentul. În aripa de 4 stele, prețurile pornesc de la 80 de euro până la 160 de euro. Aceste prețuri includ, printre altele, și accesul la spa. Avem un spa, zicem noi, bine dotat. Masaj de relaxare sau terapeutic. Terapeutic pentru că majoritatea persoanelor au probleme de spate. Sta la birou, cordare, stres. Suntem de altfel, avem singura piscină din Tulcea care este acoperită, avem saună, avem jacuzzi, avem o mică sală de fitness, clienții noștri se pot relaxa în acea zonă. Aș vrea să vă întreb și cât de ocupat este hotelul în această perioadă. În momentul de față, gradul de ocupare ajunge la aproape 50%. Și sunt români străini? Marea majoritate sunt români, dat fiind că se apropie peste două zile Revelionul perit vechi, dar avem și turiști străini. Localități care sărbătorește și au pensiunile deschise în această perioadă, și aici mă refer la Crișan, Comuna Crișan, Mila 23, la Sulina, la partea continentală a Deltei, Jurilovca, Sarichioi și, în ultimul, mergând spre Munții Măcinului, Luncavița, sunt zone superbe, Valea Fagilor, sunt zone superbe care sunt deschise în această perioadă și permit o vizitare superbă pentru cine își dorește. Ce poate să facă turistul care vine în această perioadă aici? Pe lângă, eu știu, mâncare, tradiții? Da, bine, în primul rând vorbim de gastronomia locală, de tradițiile locale, de zona în care, într-adevăr, sau aceste detalii care fac diferența față de alte destinații, dar o plimbare cu Sania, un patinaj pe canalele înghețate ale Deltei Dunării, o parte, uitați, un exemplu, și cine își dorește, sunt canale din zona cetății Nisale care sunt înghețate și permit patinajul, pescuit la copcă. Vizitarea Deltei Dunării într-o perioadă când vegetația nu mai este atât de luxuriantă și atunci permite o vizitare în adâncimea deltei, cu frumusețile și peisajele specifice perioadei în care ne aflăm. Zona Luncavița, Valea Fagilor, unde vă asigur că nu e nicio diferență între, dacă vreți, Munții Bucegi și Munții Măcinului. Cei care doresc să viziteze Valea Fagilor nu vor găsi nicio diferență între o destinație, hai să spunem, predilectă de sărbătorile de iarnă sau de sezon de iarnă și Tulcea. Hotelul nostru are trei vapoare, Delta, Camena și Cristina. Nava Delta este construită în anul 2008, Nava Camena în 2003, iar Cristina, cea mai nouă și cea mai frumoasă nava noastră cu care ne mândrim, este construită în 2016. Vă ziceam că capacitatea navelor este de aproximativ 80 de persoane, așa că vă așteptăm cu mare drag să organizați orice, de la petreceri, team building-uri și așa mai departe. Aceste excursii sunt opționale în această perioadă, dar pe măsură ce vine primăvara, ele devin regulate. Ce astfel de excursii oferiți odată cu sosirea sezonului puțin mai cald?
Așa este, din primăvară organizăm excursii regulate către Delta Dunării. Excursiile durează cam 6 ore. Aceste excursii sunt în mod normal cu prânzul inclus. Prânzul este pescăresc, dar dacă nu mănâncă careva dintre dumneavoastră pește, vă putem pregăti orice altceva, gen pui, porc, meniu vegetarian. Vă spuneam că aceste excursii durează cam 6 ore, respectiv traseul pe care îl propunem este Canal Mila 36, Sireasa de Sud, Șontea, Rezervația Nebunu la Cot Candura, mai exact la prima poartă de intrare în Rezervația Nebunu. O să luați prânzul, ne întoarcem și dacă vremea și timpul ne permite, putem să facem puțin și din Sireasa de Nord. De acolo se vede foarte bine Ismailul. Este rezervație de cormorani și întoarcerea o să fie pe canal Trofilca, canal Mila 36 și Brațul Turcea.